vorbele pe care le spunem pe negândite, la nervi sau la oboseală, pot lăsa urme adânci în sufletul copiilor. Anumite vorbe pe care și uităm că le-am spus, nu sunt uitate cu ușurință de copii și chiar pot crea convingeri pe care ei să le poarte pe umeri toată viața. Ca să înțelegi la ce mă refer, aș vrea să-ți spun în câteva cuvinte povestea Cristinei, o mămică de 32 de ani care nici la vârsta asta nu a uitat cuvintele usturătoare ale mamei. Permitem să-și citesc o parte din mesajul Cristinei, mesaj pe care l-am primit acum câteva săptămâni în urma unui webinar. Am 32 de ani, dar când vine mama în vizită, mă ia cu panică. Parcă am 5 ani. Cu vreo 3 zile înainte să ajungă, sunt ca pe ace. Mă enervez din orice și mă cert și cu soțul meu din nimicuri. Fac curat într-una, curăț frigiderul de câteva ori, verific așternuturile din camera unde urmează să doarmă și, asemenea unei injecții, închid ochii și aștept să se termine vizita cât mai repede sunt mama la rândul meu, dar când vine mama mea în vizită, parcă nu mai sunt eu. Devin brusc copila de patru ani cu codițele ciufulite după o joacă bună în curtea grădiniței, care a auzit aproape de fiecare dată. ce asta? Pune mâna și aranjează-te că nu ești la casa de copii. Vrei să râdă lumea de mine că nu te îngrijesc? Devin instant fetița de șapte ani care a făcut teme suplimentare la matematică până a avut numai note de 10, pentru că tot ce am auzit de la ea a fost degeaba mă chinui. Alina, de ce poate să aibă numai nota de 10 și tu nu poți? Ce, ea are două creiere? Devin fata de 12 ani care nu a avut voie să-și aleagă singură hainele, mobila din cameră sau măcar. Prietenii de joacă, pentru că în casa ei trebuia să fac ce spune ea. Când vine mama în vizită să-și vadă nepoțica, devin dureros de repede fetița, care aproape în fiecare zi visa că va veni clipa în care mama, cea cu mâini calde și șorțul mereu curat, îi va spune. Ce-mi pasă mie ce cred ei? Ești o minunăție de fată și te iubesc și cu codițele tale ciufulite și cu premiul al doilea și când îți vine să plângi sau când te super pe fratele tău. Poate te întrebi de ce ți-am spus această poveste, pentru că, din nefericire, nu e nevoie de evenimente mari, traumatizante, pentru ca stima de sine să scadă și să apară îndoiala în sufletul copiilor. E suficient ca un copil să audă cuvinte și expresii de soiul să nu mă faci de rușine. Nu există, nu pot, există, nu vreau. Sau, în casa mea faci ce spun eu, nu ce vrei tu. O să faci tu ce vrei tu când o să fii la casa ta.